Pacea Domnului Iisus! Bun venit celor de aproape și celor de departe, tuturor! În dimineața aceasta am venit la adunare, că îmi place cuvântul ăsta, pentru că Dumnezeu a hotărât o adunare sfântă în locul acesta și a hotărât să sfințească adunarea asta prin cuvântul și prin prezența Duhului Său cel Sfânt. Deci, bun venit, Domnul să vă binecuvinteze și să-și împlinească în felul acesta planul Său de a-și forma un popor pregătit pentru venirea Sa. Deci, încă o dată, bun venit tuturor! Dimineața aceasta aș dori să rămânem mai departe asupra unui subiect pe care l-am început în ultima vreme și anume necesitatea adevărului în viața Bisericii lui Dumnezeu, necesitatea legii lui Dumnezeu în viața poporului lui Dumnezeu. În ce măsură avem nevoie de legea lui, în ce măsură legea sa este necesară și relevantă pentru noi astăzi sau nu. Aș încerca să facem o scurtă recapitulare a întâlnirii noastre trecute, prin două întrebări. Vă rog să-mi spuneți de ce nu e permisă răzbunarea într-o societate modernă azi? De ce nu-i permis ca eu, care am un conflict cu un frate al meu, să mă răzbun eu? E contra legii, dar de ce? Adică de ce trebuie să mă duc la tribunal ca să există o terță parte sau o a treia parte care să judece cazul? De ce nu pot să-l judec eu? Că eu știu cât de mult m-ai rănit. Eu știu cât de mare e povara indignării mele și m-aș răzbuna mai bine decât o face un tribunal, nu? Nu? Și dumneavoastră spuneți că este ilegal. De ce e ilegal? Vreau să vă întreb, e ilegal sau este și anormal? Poftiți? Nu suntem obiectivi. Mulțumesc, dânsul spune, este incorrect, este anormal, din ce cauză? Dice că noi nu suntem obiectivi, dar cum suntem? Subiectivi, adică ce se întâmplă? În momentul în care eu m-aș supăra pe tine, ce s-ar putea întâmpla? Zice în Scriptură, voi omorî un om pentru rana mea. Citez din Lamech, în Geneza. Voi omorî un om pentru rana mea. Vi se pare drept? Adică el m-a rănit, eu ce fac? Îl omor. Asta este problema pentru care astăzi, spunem, este ilegal ca să te răzbuni. Pentru că întotdeauna răzbunarea este mulțumesc pentru cuvânt. Este disproporțională. Și ea corespunde cu tensiunea mea interioară, nu cu dreptatea. Da? Bun. Deci din cauza asta, revenind la subiectul de data trecută, dacă ar trebui să analizați poziția lui Moise față de poziția lui Aron la muntele Sinai, vă aduceți aminte, Aron le-a dat voie poporului să-și facă un vițel de aur. Le-a spus că a doua zi va institui o sărbătoare națională în cinstea Domnului. Le-a făcut zeul Apis. A pus nume zeului Apis, cum l-a numit? Iahve. Deci a schimbat numele în așa fel încât să nu fie păgân, să fie creștin. Și vițelul s-a creștinat datorită numelui. Apoi zice că i-a dus jerfe și jerfele au fost curate, normale, ritualul a fost desăvârșit. Apoi poporul a mâncat și s-a sculat să joace. Cum vi se pare personalitatea lui Aron în cazul ăsta? Un conducător acceptabil, accesibil, care răspunde nevoilor cui? Nevoilor populare. Este ca marketingul de
astăzi. Da? Piața, cerere și ofertă, cerere și ofertă. Și el răspunde cererii cu oferta exact cum trebuie. Poporul l-a văzut pe Aron cum? Conducătorul excelent. Și în timp ce l-a considerat ca fiind conducătorul excelent, imaginați-vă-l pe Moise care vine de pe munte. Coboară pe munte, de pe munte cu cele două table de ale legii lui Dumnezeu în mână, ajunge la un anumit nivel al muntelui unde vede ce se întâmplă în tabără, vede vițelul, vede poporul care juca după modelul, ce model? Egiptean. Vede vițelul care era după model egiptean și pentru el nu contează că primise numele lui Jehova, vițelul respectiv, la Iahve. Nu, nu contează lucrul acesta. El ia legea și o sfarmă. Vine în tabără, ia vițelul, îl arde în foc, îl face cenușe, îl dă poporului să-l bea. Ce zice poporul, ce ziceți dumneavoastră de felul ăsta de manifestare? Cum numiți, cum îl numiți pe Moise, care se manifestă așa? Poftiți? Nu înțeleg. Intransigent, spune cineva. Cum îl vedeți pe Moise? Vedeți-l cum coboară, vedeți cum sfarmă legea, vedeți cum se poartă în tabără. Ce ziceți despre el? Poftiți? Generos pentru Dumnezeu. Mie spuneți-mi comportamentul cum e. E antipopular, rău și așa mai departe. Deci vă rog să observați, Aron e pe locul 1, Moise e pe locul ultim. În momentul acela, dacă s-ar fi votat în poporul Israel cine să fie conducător, spuneți-mi cine ar fi ales. Aron, fără discuție. Ce se întâmpla cu Moise? Da. Ăsta este subiectivismul nostru. Și Dumnezeu ne face atent la acest lucru. Fiți atenți că voi, din punct de vedere al firii voastre, al naturii voastre, s-ar putea să alegeți ce? Dumnezeu spune despre Moise, este sau era cel mai blând om de pe fața pământului. Iar poporul a ajuns la concluzia că era cel mai intransigent om. Cum poate să fie o diferență așa de mare în percepție? Adică poporul să zică că este intransigent, este crud, este rău și așa mai departe. Iar Dumnezeu să zice că este cel mai blând om de pe fața pământului. Cum se poate ca Aron să nu fie cel mai blând om de pe fața pământului? Pentru că dacă Moise era cel mai blând om, Aron cum era? Nu era cel mai blând om, da? Cum se face ca omul care nu este blând să pară blând? În ochii cui? În ochii mei. Și atunci, care e adevărul? Cum pot să fiu sigur că eu înțeleg bine și că percepția mea este universal valabilă, nu este doar în dreptul meu, că astăzi eu îl consider pe Aron ca fiind cel mai blând om de pe fața pământului, mâine mă răzgândesc și îl consider pe altcineva ca fiind cel mai blând om. Și atunci, unde este adevărul? O a doua întrebare. Spuneți-mi, vă rog, de ce Dumnezeu ne obligă prin natura lucrurilor să ascultăm de altcineva? Întotdeauna. Ne obligă să ascultăm de altcineva. Dumnezeu nu ne lasă să ascultăm de noi înșine. Deși acesta este modelul cel mai dorit de noi. Noi am dorit dacă am putea să ascultăm de noi. Dar vă rog să observați, natura socială, natura vieții, prin definiția ei, nu ne lasă să ascultăm de noi. Când ești copil, trebuie să asculți de părinți. Da? Mai târziu, trebuie să asculți de societate. De societate. Societatea are dregători, are cârmuitori, are legi. Trebuie să asculți de societate. Iar dacă ești religios, trebuie să asculți de Dumnezeu.
Dar în niciuna dintre aceste cazuri nu ți se dă voie să asculți de tine însuți. De ce? Mulțumesc, pentru că ești subiectiv. Și dacă ești subiectiv, ce? Greșești. Întotdeauna când analizezi lucrurile din punctul tău de vedere, din perspectiva ta, întotdeauna vei greși. Și Dumnezeu spune că dacă urmărești adevărul, n-ai dreptul să te lași influențat de sau condus de propriile tale emoții, sentimente sau păreri. Nu, nu se poate. Din cauza asta, în societatea umană, Dumnezeu introduce noțiunea de martor. Dacă vrei să știi care este adevărul, trebuie să faci rost de un martor, care este o terță persoană, care trebuie să stea între tine și între percepțiile tale, între tine și între senzațiile tale, martorul sau judecătorul. Da? Nu, nu avocatul. Nu, nu avocatul. Martorul sau judecătorul. Din nou, de ce Dumnezeu îmi cere să învăț ascultare? Că vă rog să observați, în strategia lui Dumnezeu, în sâmburele, miezul educației lui Dumnezeu, este ca un om să învețe să asculte. Și acum aproape că greșesc, dar voi folosi termenul ăsta. Un om trebuie să învețe să asculte indiferent dacă ascultă de autoritatea civilă, de părinți sau de Dumnezeu. Important e să asculte. Orice om care nu ascultă de, să zicem, de aceste trei categorii, orice om care nu ascultă, el devine vinovat din start datorită faptului că el cultivă un spirit de neascultare. Și din punct de vedere al lui Dumnezeu, spiritul de ascultare, de conformare cu altcineva este normalitatea. De ce i s-a luat omului? Această posibilitate să asculte de sine și s-a introdus acea normalitate în care e normal să asculte de altul. De ce? Frații mei, nu vreau să spun că o soluție este să asculți de oricine. Nu asta vreau să spun. Există riscuri enorme să asculți de altul și să devină altul conștiința ta. Dar principiul în sine, vă rog să-l urmăriți, principiul în care Dumnezeu mă scoate pe mine de sub tirania propriei mele limitări și încearcă Dumnezeu să mă așeze într-o realitate obiectivă în care Dumnezeu implică oameni, implică părinți, pentru ca în felul ăsta să înțelegem cum se implică Dumnezeu în raportul găsirii adevărului. Această introducere mă va putea ajuta să înțeleg în pasul următor valoarea legii obiective a lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu are orice în dotarea ei în afară de subiectivism. De asta Dumnezeu a lansat legea sa ca normă pentru noi, pentru a ne salva de propriul nostru, de tirania subiectivismului nostru. Înainte însă să trecem mai departe, vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine în Apocalips capitolul 11. Și vă voi invita să citim versetele 10 și 11, deși vă recomand să citiți tot capitolul acasă. Dar acum 10 și 11. Locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli și își vor trimite daruri unii altora. Proroci, ce făcuseră? Chinuiseră pe locuitorii pământului. Vreți să urmăriți cu mine? Vreți să urmăriți cu mine care
poate să fie rezultatul cuvântului lui Dumnezeu la nivelul social? La nivelul culturii mele? Prorocii lui Dumnezeu ce fac? Chinuiesc o cultură care vrea libertate. O cultură care se raportează la subiectivismul meu și spune: nu veni tu cu legile tale să mă încurci pe mine, lasă-mă pe mine să fiu eu însumi. Și se folosește cuvântul pe nedrept numit libertate. Dăm libertate. Nu e libertate, e robie, dar e altă problemă. Observați ce se întâmplă? Zice, locuitorii pământului s-au bucurat, s-au veselit. Din ce cauză? Citiți, vă rog, ceea ce s-a întâmplat înainte. Din ce cauză s-au bucurat? Haideți, cunoașteți capitolul. Cei doi martori sau proroci fuseseră uciși. Și din cauza asta, locuitorii pământului s-au bucurat. Au zis, am scăpat de ei. Pământul condamnă la moarte mărturia lui Dumnezeu și prorocia lui Dumnezeu. Există o antiteză fantastică între cuvântul lui Dumnezeu și cultura socială pe care o trăiesc astăzi. Din ce în ce mai mult, această animozitate este din ce în ce mai puternică. Dacă doriți, trăiesc într-o zonă în care condițiile marii lupte între Dumnezeu și Satan, între cuvântul lui Dumnezeu și societatea, cultura, felul meu de a fi, condițiile acestea intră într-o într-un clash, într-o adversitate extraordinară, ca niciodată până acum. Și acum, versetul 11, după 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Deci, Duhul lui Dumnezeu este acela care vine, învie pe acești martori, proroci al lui Dumnezeu, da? S-au ridicat în picioare. Și ce s-a întâmplat cu societatea? A intrat într-o zonă de angoază, de frică. Vreau să vă întreb, vedeți vreo compatibilitate sau între proroci și cultura mea este o completă incompatibilitate? Că vă rog să observați, când a fost uciși martorii, pământul s-a bucurat. Când Dumnezeu a înviat prorocii și martorii săi, pământul s-a înspăimântat. Încă o dată, compatibil sau incompatibil? Incompatibil. Oare de ce? Dați-mi voie să vă citesc ceva din gândirea lui Dostoievski. Dostoievski completează ceea ce am început mai bine decât aș putea să o fac eu. Zice așa. În orele libere vom căuta să le înșghebăm o viață plăcută, ca un joc de copii, cu cântece naive, cu coruri și dansuri nevinovate. O să le dăm voie chiar să și păcătuiască, știindu-i slab de îngeri și biciznici, și ei, la rândul lor, ne vor iubi ca pe niște copii, pentru că vom fi fost atât de toleranți. Ne vor iubi pentru că... De ce ne vor iubi, spune Dostoievski? Pentru că le-am dat voie să păcătuiască. Aici Dostoievski vorbește despre ultima nouă ordine mondială. Este ultimul concept guvernamental al acestei lumi. Iar guvernatorii spun, guvernatorii sunt religioși, da? Este vorba de marele inchizitor catolic aici, care reprezintă, de fapt, această ordine mondială. Zice,
Noi vom fi toleranți, le vom da voie să păcătuiască, iar ei ne vor iubi. Observați cum se cumpără dragostea azi? Cum se cumpără dragostea? Poftiți? Vreți să păcătuiți? Iubiți-ne! Nu știu dacă ați observat, dar cei mai iubiți predicatori sunt aceia care ne mai dau voie să păcătuim. Ați băgat de seamă treaba asta? Dacă ni se dă voie să păcătuim, ce oameni! Dacă cumva nu ni se dă voie să păcătuim, ce ziceți? Ai spus înainte cum l-ai numit pe Moise? Ce intransigenți! Ca Moise! Ce intransigenți! O, ce bine ar fi fost să fi fost Aron! Da? Le vom spune, mai departe Dostoevski, le vom spune că oricare dintre păcatele lor va fi de bună seamă răscumpărat de vreme ce a fost săvârșit cu învoirea noastră. Important este să le dăm voie. Să fie cu învoirea noastră. Să fie justificat de noi. Și că numai și numai din dragoste le îngăduim să păcătuiască luând asupra noastră pedeapsa ce li se cuvine lor. Deci, vă lăsăm să păcătuim pentru, să păcătuiți pentru că vă iubim. Uite, suntem toleranți cu voi, te înțelegem, nicio problemă. Hai, treacă de la... Și spune treaba asta cine? Spune treaba asta preotul, spune treaba asta pastorul, spune treaba asta conducătorul religios. Hai, numai păcatul ăsta și gata. Și tu zici, băi, ce îngăduitor a fost. E Aron sau Moise? Aron sau Moise? Aron! Știi ce i-a zis Moise lui Aron? Ce ți-a făcut poporul acesta? Cu ce ți-a greșit poporul acesta de l-ai făcut să păcătuiască în felul acesta? În timp ce noi percepem că respectiva personalitate este o personalitate extrem de pozitivă și apropiată de mine, cuvântul lui Dumnezeu și Moise zice... De ce le faci un rău așa de mare? Că îi lași să păcătuiască. Și de aici încolo apare întrebarea asta. Apare întrebarea asta. Ce e aia dragoste? Ce e dragoste? Să îi lași să păcătuiască sau să nu îi lași să păcătuiască? Ce e dragoste? Și noi ajungem să schimbăm sensul de dragoste și spunem, nu, dragoste este să mă lași. Să mă lași. Cele mai chinuitoare secrete ce le apasă conștiința vor veni să ni le mărturisească nouă, dezvăluindu-ne tot, absolut tot ce au pe suflet și noi îi vom dezlega. Iar ei vor fi bucuroși să se încreadă în cuvântul nostru, pentru că bizuindu-se pe noi vor scăpa de o grijă împovărătoare și de înfricoșătorul chin la care îi supune în momentul de față necesitatea de a alege singuri și în deplină libertate. Deci nu vor mai trebui să aleagă ei între păcat și nepăcat, între neprihănire și revoltă împotriva lui Dumnezeu, ci pur și simplu vom alege noi pentru ei, iar ei vor trăi... Alandala sau Deavalma. Vreau să vă întreb, de ce ne poruncește Dumnezeu? De ce ne poruncește Dumnezeu? Și textul din 1 Timotei 1:5 spune așa, ținta poruncii sau scopul poruncii este dragostea. Ați observat că am ajuns prin exemplele de până acum la întrebarea asta. Dom'le, dar ce e dragostea? Că ajungem să nu mai știm ce e dragostea. Dragostea este să mă lași să păcătuiesc sau dragostea este să mă împiedici să păcătuiesc? Chiar cu riscul... Mulțumesc, suferinței. Care e dragostea? Și când nu mai știm, citesc din cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune... Scopul faptului că Dumnezeu îmi poruncește. Scopul poruncii este
Să învăț să iubesc. Dacă nu îmi poruncește Dumnezeu, nu voi ști niciodată să iubesc. Mai mult decât atât, voi ajunge la un moment dat să nu mai știu ce e adevărat și ce nu e adevărat. Ma. Porunca întâi. Vă invit să avem o scurtă lectură a primelor patru porunci astăzi și vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Exodul, capitolul 20. Sper să aud foșnind mai tare foile Scripturilor. Porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. De ce trebuie să ascultăm? Din ce cauză? Din cauza că există doar un Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi doi Dumnezei? Dacă ar fi doi, ce s-ar întâmpla? Prezența a doi Dumnezei ar justifica neascultarea. Vorbește Domnul Iisus Hristos mai târziu în Noul Testament, spune: nu puteți sluji la doi stăpâni, pentru că ori veți iubi pe unul și veți urî pe celălalt, ori invers. Deci, existența a doi stăpâni ar justifica 100% neascultarea. Nu ne dăm seama ce spunem astăzi, ce vorbim astăzi atunci când vorbim despre pluralism. Ce e pluralismul? Este una dintre condițiile intelectuale cele mai larg răspândite și cel mai larg cerute astăzi. Ce este pluralismul? Pluralismul este situația aceea când Alexandra zice: eu am dreptate. Când Michel spune: nu, eu am dreptate, deși Michel și Alexandra se contrazic, iar eu vin și spun: amândouă au dreptate. Și te întreb: cum pot să aibă amândouă dreptate? La început, așa a început totul. Dumnezeu a zis: hotărât veți muri. Și a venit Lucifer și a zis: hotărât, nu veți muri. Și pentru că Eva i-a dat lui Satan dreptul de Dumnezeu, din cauza asta, ea n-a mai știut ce să creadă. Că dacă ar fi respectat prima poruncă și ar fi zis: nu există un singur Dumnezeu, atât, înseamnă că adevărul se aliniază cu cine? Cu Dumnezeu. Al doilea are dreptul să poruncească. Cel ce nu e Dumnezeu are dreptul să poruncească. Nu, n-are dreptul să poruncească. Are dreptul să aibă o împărăție. Nu, n-are dreptul să aibă o împărăție. Are dreptul să judece. Nu, n-are dreptul să judece. Din ce cauză? Pentru că nu e Dumnezeu. Mai mult decât atât, cartea lui Isaia spune că cei care se uită după un alt Dumnezeu vor avea până la urmă în mână ce? O minciună. Isaia 44. Vor avea în mână o minciună sau vor avea în fața lor o minciună. Pluralismul ăsta: și eu am dreptate și tu ai dreptate. Și eu sunt pocăit și tu ești pocăit și celălalt are, și celălalt e pocăit, deși până la urmă când îl pui față în față cu Scriptura vezi că nu există adevăr în niciuna dintre aceste lucruri. Dar fiecare dintre noi spunem: nu, eu am dreptate și tu ai dreptate și celălalt are dreptate. Această pretenție ne conduce în situația în care suntem politeiști, nu mai suntem monoteiști. Înțelegeți? Este ca și cum am sluji la o sumedenie întreagă de Dumnezei. Pentru că fiecare dintre noi reflectăm un caracter de Dumnezeu sau caracterul unui Dumnezeu în viața noastră. Prima poruncă ne spune clar că nu există doi Dumnezei. Nu există doi.
Nici măcar tu. Nici măcar tu. Nu ești Dumnezeu. Și din cauza asta, Dumnezeu spune că realitatea naturală, ordinea naturală a creației este ascultarea. Pentru că dacă există un singur Dumnezeu, doar unul are dreptul de a porunci, de a avea împărăție, de a judeca lucrurile. El, care este Dumnezeu. Prima poruncă spune că nu sunt doi, deci nu există conflicte de autoritate. Prin faptul că avem un singur Dumnezeu, aceasta produce o axiologie. Ce este o axiologie? Înseamnă că valorile noastre sunt puse pe o axă de valori și avem o valoare supremă și sub această valoare supremă am tot felul de alte valori, dar toate celelalte valori sunt inferioare. Astfel încât nu există legi de aceeași importanță care să intre în conflict. Pentru că Dumnezeu poruncește și poruncile sale reflectă până la urmă personalitatea lui Dumnezeu. Ori în Dumnezeu nu există contradicție. Și dacă în Dumnezeu nu există contradicție, înseamnă că nici în legile sale nu există contradicție. Ele sunt eventual complementare, dar nu se contrazic. În timp ce toată legislația noastră are contradicții. Pluralismul. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Conduce la relativism. Ce e relativismul? Deci și Alexandra are dreptate, și Michel are dreptate. Relativismul ce spune? Nici Alexandra n-are dreptate, nici Michel n-are dreptate. Cine are dreptate? Nu există dreptate. Suntem într-o zonă postmodernă în care ni se spune este o încumetare ca astăzi să se zică că există valori absolute, că există un singur Dumnezeu. E o încumetare. Este o încumetare ca cineva să poruncească. Este o încumetare ca să existe un adevăr absolut. Este o încumetare. Dumnezeu a zis să nu ucizi, corect? Ce înseamnă atunci când descoperim că există ucideri rituale? Adică ucideri acceptate. Ce înseamnă asta? Dumnezeu spune să nu ucizi și vine altcineva și spune ba nu, e voie să ucizi. În anumite situații, bineînțeles. Ce înseamnă asta? Dumnezeu spune să nu prea curvești. Ce înseamnă când există în anumite situații adulter ritual? Așa numitele hierodule din antichitate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există un alt Dumnezeu. Înseamnă că noi dăm credit și ascultare unui al doilea Dumnezeu și ne purtăm în societate ca și cum ar fi doi Dumnezei care poruncesc contrar. Ce înseamnă furtul de nevoie? 1000 de dolari. Mulțumesc, exact. 950. Mai exact, da? Furtul de nevoie apare în legislația bisericească veche, medievală. Dacă cuiva avea nevoie de ceva, putea să o ia în virtutea nevoii pe care el o simțea în momentul respectiv. Și dacă respectivul zicea, uite, eu am nevoie de casa ta, ce putea lua? Ajungea la concluzia că tu ai spațiu excedentar. Ce înseamnă asta? Ai mai mult decât ai nevoie, iar el n-are spațiu vital. Și ți-l lua. Și venea la tine în casă și spunea, jumătate din casă ți ajunge. Sună comun? Da? E un soi de comunism mai proaspăt?
Neomarxismul astăzi? Minciuna. Dumnezeu spune să nu minți. Dar ce ziceți? Aveți voie de rezerve mentale? Domnule, dam și eu o anumită rezervă a mea care nu discut. Cineva spunea la un moment dat că ai voie ca tu când dai o declarație să folosești în declarația respectivă alte sensuri ale cuvintelor tale. Astfel încât cel care primește declarația să audă un sens și tu, folosind aceleași cuvinte, să te referi la sensul celălalt al cuvântului. Prin rezerva mentală. Se numește cazuistică. Da, chestia a fost inventată și dezvoltată de sistemul lui Loyola, ordinul iezuiților fiind arhicunoscut pentru practica aceasta. Mi-aduc aminte de un exemplu vechi de tot, folosit și arhicunoscut, dacă vă plictisește, vă rog să mă iertați, dar pentru cine nu știe, se zice că la ușa unei biserici așa a apărut o celulă de securitate și a întrebat, a trecut persoana X pe aici? Și persoana X era în biserică. Și preotul care avea faldurile mânecilor foarte largi și avea mâinile pe mânicele anteriului, a ridicat degetul sub haină și a făcut semnul acesta și a zis, pe aici n-a trecut nimeni. El referindu-se la mâneca lui. Asta înseamnă rezervă mentală, cazuistică și așa mai departe. De când? Dacă nu există un singur Dumnezeu și dacă există mai mulți Dumnezei, e posibil tot acest fel de a gândi. Vreau să vă întreb, vă dați seama că mai devreme sau mai târziu, în condițiile acestea, am ajunge să nu mai știm ce este adevărat și ce nu este adevărat? Vă dați seama că ar fi imposibil să ne mai înțelegem? Vă dați seama că ar fi într-o lume în care adevărul s-ar fi făcut nevăzut de multă vreme? Noi, ca ființe umane, am fi inventat acest fel de a fi și l-am fi recomandat ca fiind posibil și nu numai posibil, dar de dorit. Astfel încât, prin această cazuistică, rezervă mentală și așa mai departe, am putea să viețuim foarte bine fiecare dintre noi, dându-ne voie să păcătuim. Asta e toată treaba. Acest fel de a gândi îți dă voie, posibilitate și posibilitate de a anula adevărul și a trăi în zona păcatului tău favorit. Porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ, mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Nu este vorba de pictură, că pictorii sunt. Problema este să nu ai o pictură și să te închini la ea. Marea problemă este închinarea, este adorarea la orice care este în cer, pe pământ, sub pământ. Nimeni nu are dreptul să primească închinare decât dacă este echivalentul lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul și El primește închinare. Dacă mai dai închinare cuiva, înseamnă că sunt doi, trei sau o infinitate. Să nu-ți faci chip. Aș vrea să observați aici că apare în porunca divină ideea chipului. Poate că noi am vorbit prea puțin despre chipul divin în om. Dar este vremea să vorbim despre lucrul acesta.
chipul divin în om. Dumnezeu este un Dumnezeu supramaterial, așa este? Adică este Duh, este Spirit. Dumnezeu este Duh, este supramaterial. Se păstrează chipul și în zona imaterială? Da sau nu? Da sau nu? Păi așa scrie. Așa scrie. Chipul se păstrează. Spuneam și altă dată și trebuie să înțelegem acum, chipul despre care e vorba aici nu se referă la urechi și la nas. Nu? Chipul e altceva. Dumnezeu și-a rostit numele Său, vom vorbi mai târziu despre asta, și a spus, este plin de îndurare, bunătate, și așa mai departe. Chipul. Relativismul s-a născut în momentul în care omul a descoperit fizica cuantică. Nu e pentru prima dată, dar atunci s-a certificat. În momentul în care Einstein a început să vorbească despre fizica cuantică, din momentul acela a început să spună legile fizicii naturale, newtoniene, nu se mai potrivesc și în zona cuantică, adică supramaterială. Și s-a ajuns la concluzia că există două lumi. Există lumea materială și lumea supramaterială. Și legile din lumea materială nu se aplică în legea supramaterială. Vă rog să-mi spuneți, de unde vine legea celor 10 porunci? Din lumea materială sau lumea supramaterială? Poftiți? De unde? Cine le-a dat? Cel ce este supramaterial. Cel ce este supramaterial a venit cu aceste postulate și le-a implementat în lumea materială. Astfel încât Apostolul Pavel spune, lumea materială este făcută după modelul lumii supramateriale, adică chipul e în lumea cealaltă, chipul real al lucrurilor acestora. Știți ce îmi spune lucrul ăsta? Știți la ce mă ajută? Că s-ar putea întâmpla să ziceți, da, nu mă interesează astea, până când vorbești lucruri de neînțeles. Valoarea umană depășește sănătatea. Nu degeaba la căsătorie se întreabă, o vei iubi și în timp de boală? Păi cum să mai iubești pe cineva care e bolnav, e cripl, e vai și amar de el? Cum să-l mai iubești? Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne vorbește despre chipul lui Dumnezeu care nu se modifică în funcție de sănătate sau boală. Chipul lui Dumnezeu rămâne. Stăteam la patul lui Gabriel și mă întrebam după 20 de ani de zile de pătimit, de stat în pat, Doamne, ce mai vezi în el? Pentru că nici eu nu mai văd aproape. Și Dumnezeu spune, chipul nu ține de spațiu și timp. Chipul lui Dumnezeu este veșnic. Și rămâne în om, indiferent de faptul că îmbătrânește. Și că nu mai este frumos. Indiferent de faptul că este bolnav și nu mai are abilități. Indiferent de faptul că nu mai performează cum a performat. Chipul lui Dumnezeu nu ține de natura materială. Chipul lui Dumnezeu ține de ceea ce este chipul acela care nu are corespondent în lumea naturală. Ți-a dat Dumnezeu un astfel de chip, ți-a dat Dumnezeu astfel de valoare. A pus Dumnezeu în tine o valoare extraordinară, imutabilă. Asta este porunca a doua. Ți-a dăruit Dumnezeu chipul lui.
Nu-ți fie frică că îmbătrânești. Nu-ți fie frică că te îmbolnăvești. Nu-ți fie frică că lumea nu mai dă nicio valoare și nu mai găsește nicio valoare în tine. Nu, Dumnezeu nu ți-a dat un chip perisabil. Dumnezeu ți-a dat un chip veșnic. Spuneți-mi, vă rog, procesul mântuirii, pentru că e un proces. A fost Edenul, da? Paradisul. Starea perfectă, illo tempore, timpul acela de aur, omul perfect de la început, apoi a urmat căderea. Și căderea a fost teribilă, ne-am zvârcolit și ne-am întors în spațiu până am ajuns la zona subanimală, aproape, spune Sfântul Apostol Pavel. Ce e mântuirea? Mântuirea este intervenția lui Dumnezeu aici, oprirea căderii noastre și refacerea chipului. Numai refacerea chipului sau mai mult de atât? Spune Apocalips, vor cânta o cântare pe care nimeni nu știe. Cine vor cânta o cântare? Cei mântuiți. Vor cânta cântarea lui Moise, vor cânta cântarea mielului, dar vor cânta o cântare nouă, ceea ce înseamnă nu doar că vor fi puși în grădina Edenului, ca Adam și Eva la început, care n-aveau experiența răului, care n-aveau experiența căderii, a minciunii și așa mai departe, ci vor fi puși în grădina Edenului ca aceia care au trecut prin toate ispitirile vrăjmașului și au fost ispitit în toate felurile și au biruit. Și vor fi puși în grădina Edenului ca biruitori. Vă imaginați chipul? Ăsta este chipul pe care Dumnezeu îl urmărește. Vrea să-l clădească în mine și în tine. Întrebări de tipul vom putea noi trăi fără păcat? Dragii mei, ce iubirea? Toleranța păcatului sau intransigența față de păcat? Ce e iubirea? A iubi pe Dumnezeu înseamnă să urăști păcatul. Intransigența față de păcat. Intransigența față de neascultare. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în totul, totului tot. Deuteronom 18 cu 13. Sau nicio iotă sau o frântură de slovă. Totul. Să iubești, să asculți. Poruncește-mi, Doamne, ca să am ce asculta. Asta este baza relației noastre cu Dumnezeu. Mai poruncește-mi încă o dată, Doamne. Mai zi-mi odată. Vă aduceți aminte de Samuel? Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Asta este definiția relației noastre cu Dumnezeu în procesul mântuirii. Vorbește, Doamne. Vorbește. Există moralitate și în supranatural. În gândirea hindică, legea karmei este până în momentul în care omul ajunge în nirvana. În nirvana nu există nicio lege. În gândirea creștină, legea lui Dumnezeu pornește abia în desăvârșire. Acolo e legea lui Dumnezeu. Porunca a treia, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Vă aduceți aminte de textele care spun a chemat numele Domnului? Expresie din Vechiul Testament. Și a chemat numele Domnului. Și ce s-a întâmplat când a chemat numele Domnului? Poftiți? Când chem numele Domnului, Domnul vine. Nu e vorba de un apelativ doar. Dacă mama strigă Valentin, s-ar putea întâmpla să aud sau să n-aud, să vin sau să nu vin. Când chem numele Domnului, Domnul vine. Numele este teofor, îl aduce pe Dumnezeu.
Porunca care spune să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert ține de o anumită responsabilitate, nu doar de respect. Foarte mulți dintre noi cred că porunca aceasta are de-a face cu respectul. N-are de-a face doar cu respectul, ci are de-a face și cu responsabilitatea. Vezi când îl chem pe Dumnezeu, fii atent că vine. Problema este, te porți ca să fii compatibil cu venirea Lui? De asemenea, expresia voi cei ce purtați numele Domnului, la ce se referă? Deci prima expresie, a chemat numele Domnului. Apoi, voi cei ce purtați numele Domnului. Ce înseamnă să purtați numele Domnului? Știți cine purta numele Domnului în vechime? Cei ce duceau chivotul pe umeri. Preoții erau aceia care erau calificați să ducă chivotul pe umeri. Cu alte cuvinte, prezența tronului Dumnezeu apăsa pe umerii lor. Era ceva tangibil, real. A purta numele Domnului înseamnă ceva tangibil, real. Înseamnă că Dumnezeu este o realitate în viața ta, e prezent acolo. Să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, înseamnă o responsabilitate extraordinară de comportament, de relație cu Dumnezeu. Cum te porți când Dumnezeu e acolo? Mi-aduc aminte, Ellen White spunea la un moment dat, până și folosirea în exces și fără rost a numelui lui Dumnezeu, adică în continuu, Iisus Hristos, la trei vorbe, până și aceasta demonstrează că nu avem responsabilitatea numelui. Până și asta. Gash, în limba engleză, iertați-mă, n-ar trebui să-l folosesc aici. Este un derivat de la God. Și în loc să spui Dumnezeu, de ce? Eclesiastul capitolul 5 și cu asta vom încheia. Și vom rămâne față în față cu porunca a patra, pe care o vom deschide și o vom dezbate în întâlnirea noastră viitoare. Eclesiastul 5. Cu referire la respect. Adică, nu, blestemul, hula, înjurătura, nu se discută. Nici nu se pun în ecuație. Care altă religie își mai înjură Dumnezeii? Care altă religie își hulește Domnul? Nu există. Fenomenul respectiv apare numai în creștinism și nu îmi explic unde a apărut. Există o explicație, sigur că da, care derivă din jurămintele false. Când cineva jură fals și ești la un pas de hulă, și așa mai departe. Eclesiastul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Foarte ușor poți să cazi în această realitate. Să aduci jertfa nebunilor. Vă puteți imagina cum e asta? Cum e jertfa nebunilor? Un om care se poartă fără responsabilitate, fără respect, stă față în față cu Dumnezeu, față în față cu Dumnezeu, stă față în față cu rugul aprins și nu-și scoate încălțămintea din picioare. Stă față în față cu Dumnezeu și nu-și acoperă fața. Stă față în față cu Dumnezeu și nu-și acoperă nici picioarele, nici fața, ci stă în fața lui Dumnezeu ca și cum n-ar sta în fața lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu. A? Să nu aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu lucrul acesta. Nici măcar nu se gândesc, nu intră în conștientizarea lucrurilor. Ei nu știu că fac rău. Și dacă nu știu că fac rău, sunt vinovați sau nu?
Că noi avem impresia că dacă nu știu că fac rău, nu sunt vinovați. Dar aici spun, sunt vinovați chiar dacă nu știu. Din ce cauză sunt vinovați? Pentru că ar trebui să știe. E în firea lucrurilor ca Dumnezeu să fie diferit de mine. Ca în fața lui Dumnezeu eu să cad la pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cad în leșin duhurile. Păi dacă asta este realitatea, iertați-mă, existențială, la nivel de univers, atunci care e realitatea existențială la nivelul meu, eu față de Dumnezeu? Unde suntem? Versetul 2. Nu te grăbi să deschizi gura, să nu-ți rostească inima cuvinte pripită înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea nu spune vorbe multe. Acea lipsă de conștiență a prezenței lui Dumnezeu se manifestă în momentul în care pe muntele Carmel preoții lui Baal au, ziceți, au aiurat sau au bolborosit, cu alte cuvinte, spuneau vorbe multe, fără rost și așa mai departe. Conceptul, ideea despre Dumnezeu, total diferit. Ei se închinau unui alt Dumnezeu datorită modului în care se purtau în prezența așa zisului Dumnezeu lor. Nu spune vorbe multe. Vezi și când te rogi. Nu trebuie să te rogi cu multe cuvinte. Dar cuvintele pe care le spui trebuie să fie gândite, cântărite și prețioase. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște după mulțimea cuvintelor. Aveți grijă, frații mei, care vorbiți mult. Probabil că trebuie să încep cu mine, da? Eu am vorbit o oră acum. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Responsabilitate, nu te purta ca și cum ai fi fără minte. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Și versetul 6, nu lăsa gura ta să te bage în păcat. Nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, aoleu, m-am pripit. Dar e așa de grav? Că m-am răzgândit. Mi-a luat o gura pe dinainte. N-am vrut să spun chiar asta. Dați-mi un exemplu din Sfânta Scriptură de situație de felul ăsta. Mulțumesc. Anania și Safira au fost aceia care au zis, ne-am pripit, am zis că îi dăm Domnului toată moșioara, dar hai să schimbăm. Ce mare lucru! Spuneți-mi, ce mare lucru! Că dacă îți permiți să te răzgândești, să spui, m-am pripit înaintea lui Dumnezeu, este ca și cum Dumnezeul acela ar fi un alt Dumnezeu, pentru că Dumnezeul adevărat nu permite lucruri de felul ăsta. Creezi un alt fel de Dumnezeu, creezi o altă tipologie, creezi altceva. Oare câți Dumnezei am creat până în momentul ăsta? Câți? La câți ne-am închinat până în momentul acesta? Oare care este imaginea caracterului lui Dumnezeu după care ne-am copiat caracterul nostru? Oare cum? Frații mei, porunca lui Dumnezeu pentru generația de azi este marea favoare pe care ne-o face Dumnezeu când ne comunică felul lui de a fi, caracterul său și adevărul său. Amin. Să facă cerul să ne fie scump acest Dumnezeu. Să ne fie scumpă raportarea noastră la un astfel de cer și să ne pregătim prin harul Domnului Iisus Hristos să trăim într-o astfel de împărăție. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus, ne predăm în mâna ta, Părinte, să-ți mulțumim pentru că ne ești Domn, pentru că ne ești Împărat, ne ești Dumnezeu,
Să-ți mulțumim pentru că ne-ai poruncit și să-ți mulțumim pentru că ne dai posibilitatea să ascultăm de poruncile tale. Fă, Doamne, să fie o onoare pentru noi și o responsabilitate în același timp. Fă din poporul tău o lumină în lume, datorită faptului că cuvântul tău se împlinește în viața noastră și ne face biruitor prin harul Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru crucea Lui, îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care putem căpăta biruința. Ne rugăm și pentru familia Cimpoieru și pentru toate familiile care strigă la Tine în timpul acesta de mare suferință pe pământ. Fă, Doamne, să simțim mâna Ta cea bună, care alină, care binecuvintează și care ne întărește. Facă-se voia Ta cu noi și vindecarea Ta să încolțească în dreptul fiecăruia dintre noi. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Amin.